Sunt 8 planete în sistemul nostru solar, 4 planete lăuntrice stâncoase, 2 gigante gazoase și 2 gigante de gheață, iar pe lângă acestea mai există planetele pitice, inclusiv Pluto, mulți, mulți sateliți naturali numite și luni și un număr uriaș de asteroizi și alte corpuri stâncoase sau de gheață. De-a lungul evoluției umane ne-am clasat și ne-am înregistrat colțul specific din spațiu cât de bine am putut, dar de ce mai exact etichetăm sistemul solar în modul acesta? Nu este un mare secret, iar astăzi vom dezvălui exact cum și-au dobândit planetele numele lor. Planetele care orbitează în jurul stelei noastre, Soarele, sunt cunoscute în mod normal în ordine începând de la Soare ca Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. În școală suntem învățați diferite formule care ne ajută să ne amintim aceste nume, iar de cele mai multe ori nu ne gândim la locul de unde provin și pentru a afla acest lucru trebuie să ne întoarcem înapoi în istoria antică. Printre primele civilizații care au studiat sistemul solar regăsim sumerienii antici și mesopotamienii în urmă cu mai mult de 6.000 de ani. Cele 5 planete cele mai apropiate de Soare în afară de a noastră sunt vizibile ochiului liber și în mod normal ele sunt primele care și-au primit numele. Credem că de la zeii sumerieni. Se crede că ceea ce noi cunoaștem astăzi sub numele de Mercur se numea cândva Enki, după zeul cunoașterii și al creației. Venus se numea Inanna, după zeița sumeriană a dragostei, iar Marte s-ar fi putut numi după imaginea lumii de dincolo, Gugalana sau după Nergal, zeul morții și al războiului. Știm că Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul solar, așa că nu este surprinzător că a fost asociat cu Enlil, care a fost regele zeilor sumerieni, în timp ce fiul lui Ninurta, zeul recortelor, a fost asemănat cu Saturn. Cunoașterile timpurii ale sistemului solar au făcut adesea referire la corpuri cerești precum Luna și chiar Soarele însuși ca fiind tot planete, interpretări care evident s-au schimbat cu trecerea timpului, dar cel puțin putem începe să ne construim o imagine a modului în care s-au format cunoștințele noastre despre spațiu. Civilizația babiloniană care a studiat intens stelele a preluat foarte multe de la strămoșii săi, dar ulterior au dezvoltat o teorie despre planete. Astăzi, unele dintre primele mărturii fizice despre planete datează din vremea babilonienilor de acum 2000 de ani înainte de Hristos. Chiar dacă numele celor mai mulți zei și prin urmare a planetelor s-au schimbat, atribuțiile lor erau oarecum similare. Ninurta a rămas numele lui Saturn, dar zeul suprem era Marduk, așa că Jupiter a preluat acel nume în loc de Enlil. Marte era în continuare asociat cu zeul distrugerii Nergal. Inanna a fost înlocuită cu o zeiță similară a fertilității Ishtar, iar Enki, Mercur de astăzi, a devenit Nabu, deși acesta era zeul cunoașterii. Aceste 5 zeități alături de Soare și Luna au fost venerate drept zeități deosebit de importante, atât de mult încât babilonienii au atribuit o importanță aparte numărului 7, motiv pentru care și în prezent avem 7 zile ale săptămânii, dar apoi au venit grecii antici cu și mai multe schimbări semnificative, aceștia atribuind planetelor numele propriilor lor zei. Acum, planeta cea mai apropiată de Soare era cunoscută drept Hermes, după zeul mesager, din cauza că orbita sa rapidă în jurul Soarelui aducea aminte de reputația zeului Hermes al comerțului, zborului, dar și al hoților din mitologia greacă. Ceea ce acum se numește în prezent Venus se numea atunci Afrodita, asociind-o pentru a treia oară cu o zeiță a iubirii sau a fertilității. În mod similar, Marte a fost numit după zeul războiului, în acest caz Ares, iar cea mai mare planetă a sistemului solar a fost numită după altă rege al zeilor, Zeus. Între timp, pentru a ne rupe puțin de tradiție, ceea ce acum se numește Saturn a fost numit inițial după tatălui Zeus, Cronus. Ultimele schimbări majore au venit odată cu ridicarea Imperiului Roman. Pe măsură ce această națiune măreață și vastă a absorbit învățăturile civilizațiilor anterioare și a celor din împrejurimi, a construit o cultură, fie că prin cucerire sau asimilare culturală, care, în ceea ce privește planetele, a condus la niște termeni mai recunoscuți.
Zeii greci și romani erau foarte similari, chiar mai mult decât cei din civilizațiile anterioare, dar romanii au dat propriilor zeități alte semnificații cu nume diferite. Aici vedem cele mai multe nume familiare: Hermes a devenit Mercur, Afrodita a devenit Venus, Ares a devenit Marte, Zeus era Jupiter, iar cel puțin în cazul primelor 5 planete, numele a rămas neschimbat până în prezent. Dar de ce, după atâtea nume date înaintea lor, cele ale romanilor sunt cele care au rămas? Se pare că latina, limba din care planetele romanilor și-au căpătat numele, a fost și limba bisericii catolice pentru secole la rând. Astăzi este una dintre cele mai influente limbi pentru engleza din ziua de azi, păstrată de biserică, dar resimțită asupra tuturor aspectelor din societate. Cu toate acestea, într-o istorie alternativă, se spunea că denumirea romană a planetelor a încetat să fie favorită în timpurile medievale din Europa. Evident, acest lucru nu s-a întâmplat și asta pentru că se crede că linia planetelor s-a păstrat și în Orientul Mijlociu, într-un timp când astronomii islamici au continuat să studieze și să înregistreze stelele, în timp ce Europa a căzut în Evul Mediu, iar știința a fost, în unele cartiere, interzisă. Cu toate acestea, numele pe care le știm noi au fost popularizate de către oamenii de știință la începutul secolului 20. Aceștia le-au standardizat pe Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn peste granițe. Acestea sunt 5 din 8, dar ce se întâmplă cu restul? Următoarea planetă descoperită a fost cea care urmează după Saturn, la început catalogată în 1781 de către William Herschel. Această planetă pe care Herschel a confundat-o la început cu o stea, dar nu numai el, a fost numită inițial Georgium Sidus sau Steaua lui George după domnitorul Angliei la acel timp, George al III-lea. Dar Georgium Sidus nu era o alegere prea populară în afara Angliei, așa că alte câteva nume au fost propuse, printre care și unul care a rămas, Uranus. Această denumire a păstrat tradiția fiind creată după zeul grec al cerului, care era tatălui Cronus, Zis și Saturn. În cele din urmă, cea de-a 8-a planetă a sistemului solar a fost de fapt anticipată înainte de a fi descoperită. S-a estimat matematic faptul că există datorită efectelor pe care le avea asupra orbitei lui Uranus înainte să fie oficial descoperită în 1846. În timp ce a fost numită inițial după cel ce a descoperit-o, Orben Le Verrier, ca planeta lui Verrier, cercetătorii și astronomii erau din nou dispuși să caute alte denumiri mitologice pentru aceasta, printre care Oceanus sau Janus. În final, comunitatea științifică a ales numele de Neptun, după zeul roman al mării, o bună alegere având în vedere culoarea albastră specifică a acestei planete. Câteva cuvinte și despre Pluto, totuși. Deși a încetat să mai fie considerată o planetă potrivit legilor Uniunii Astronomice Internaționale, această planetă pitică care orbitează la mare distanță de Neptun a fost de asemenea prevăzută matematic înainte de a fi descoperită și a fost prima dată observată în 1930. Din nou, a avut loc o dezbatere în ceea ce privește numele ei, dar de data aceasta decizia i-a revenit unui membru al populației, așa că o fetiță britanică de 7 ani, interesată de mitologie, a sugerat numele Pluto după zeul lumii de dincolo. Și ca să dovedim cât de mult poate influența denumirea planetelor, botezarea lui Pluto ar putea să fie influențat și denumirea altor obiecte din jurul acelui timp, precum elementul chimic plutoniu și cățelul lui Mickey Mouse. Dar nu cumva uităm ceva mai important, precum propria noastră planetă? În ciuda numelor mărețe și bogate din spatele planetelor din sistemul nostru solar, planeta noastră, Pământul, are mai mult o denumire ce specifică un simplu cuvânt din engleză, Earth, ce face referire la Pământ sau la Sol. Desigur, uneori Pământul a fost personificat drept zeițele Gaia în greacă și Terra în latină, de unde provin și numele Pământul Solid, dar desigur, numele nu este foarte sugestiv având în vedere că cea mai mare suprafață a planetei este acoperită cu apă. Pentru mult timp, cei mai mulți dintre oameni au considerat că norii se învârt în jurul nostru, așa că numirea planetei pe care am populat-o nu era ceva ce trebuia făcut neapărat. Noi am fost mereu aici, celelalte planete distante sunt cele care ne captează atenția. În general, civilizațiile timpurii au comparat planetele vizibile cu cei mai măreți zei ai lor sau pur și simplu le-au numit după ei.
Pe măsură ce aceste credințe au fost transmise celorlalte generații sau prin intermediul mai multor culturi, denumirile acestora au trecut prin tot mai multe actualizări până s-au stabilizat. În vremurile mai recente, numirea giganților de gheață și a multor altor corpuri din sistemul solar a fost foarte mult influențată de credințele clasice, cu cele mai multe luni și chiar unii asteroizi preluând nume antice și divine. În cele din urmă, chiar și astăzi când ne uităm spre cer, de obicei ne ghidăm după acele figuri nemuritoare. Deci, în concluzie, acesta este modul în care planetele și-au dobândit numele. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!